noua grotă a lui Aladin, nu? Aici avem mocuri, capete de mocuri. Aici? Da. Sunt inventariate parte dintre ele, nu? Da. Adică sunt inventariate, începeți inventarierea, nu? Da, da. Ok, avem mocuri. Aici? Numai cartoane. Cât numai de cartoane. Cam 1200. Cam 1000 în funcție de... Pe palet. Da, sunt unele mai groase, unele mai subțiri. Da. Capacitate diferită. Da. Și aici tot cartoane? Tot cartoane. Și vedeți până în spate cartoane. Wow. Wow. Și pe ce scrie aici rezervație? Cura pentru scări. Da, dar ce sunt? Pungi. Pungi de 300. A, astea pentru magazin. Da. Tu cartoane. Role de prezentare, cartoane. To. Cartoane, cart. Nu, făcurile de hârtie. Cartoane, cart. Atâtea cartoane? Atâtea cartoane? Astea sunt celebrele, sunt celebrele. Aici avem șervețele umede. Tot cartoane. Tot carton. Soluție anticalcar. Și cutiile astea? Șervețele umede. Șervețele umede, da. Și tot cartoane și aici, da. Alte... pal. Mai avem ceva pe aici? Da, mai avem. Aici avem cos de mop. Cos de mop, cartoane și iar cartoane, nu? Rezerve de mop. Rezerve de mop. Cartoane și iar cartoane. Auziți, dar n-ați identificat data în care s-a făcut achiziția asta la cartoane, acum cât timp? Încă nu. Încă nu. Abia ieri am reușit să intrăm în... Sau câte... Câte... Câte milioane de cartoane. Și acum intrăm... Și aici, în zona asta, sunt foarte multe papetărie. Gen creioane, pixuri, corectoare. Asta este matematică, am văzut. Da. Dosare, dosare. Dosare de toate. Asta e bune. Și acum intrăm în altă patrie. În grota cu hârtie. Tot ce vedeți aici pe partea asta și în partea aceea, numai hârtie. Deci prima pădure pe stânga, a doua pădure pe dreapta. Spuneați că pleacă lemnul din țară. Uite-l, domne, aici. Uite aici hârtie. Și aici, asta poate numai hârtie. Păi, dar astea încolo sunt o grămadă. Mai sunt încă, dacă îmi permite, una, două, trei, patru, cinci rânduri. Data livrării cât? 7 august 2019 pe cartoane. Și toată asta e numai hârtie de scris? Da, hârtie A4 aici. Păi, numai hârtie sunt, A4. Sunt mii. Nu sunt mii? Eu aș... Mii de box. Sute de mii. Avem de două tipuri, una roșie, una albă. Și aici mai avem al treilea tip, cel albastru. Băi, fraților, voi vedeți câtă hârtie aici? Acolo se... Băi, fraților, băi...
Mamă! Auzi, domnule, dar o fi vândut hârtie la raft. Pentru cine să achiziționeze? Pentru a în lumină. Ați început inventarierea, câte topuri, câte... Păi nici nu cred că sunt mii. Mii de topuri. Pe 28 avem... Pe 28 ianuarie avem ședință de Consiliu Local, în care domnul Naciu, consilier local și reprezentantul Consiliului Local în AGA, dumneavoastră administrator desemnat de Consiliu și comisia tot desemnată de Consiliu. Trebuie să prezentăm primul raport în cadrul Consiliului Local. Dar până atunci poate grăbim puțin lucrurile, să dăm inventarul, să știm inventarul, măcar ce există pe teren, cât putem să spunem dacă sunt datorii, unde sunt, ce avem, furnizori, adică o situație la zi, o primă informare în real a Consiliului Local. Am făcut astăzi o solicitare pentru suplimentarea personalului care să vină să facă inventarierea, pentru că e foarte... Se aprobă cu ce, cum? Control poate să pună la dispoziție niște oameni în sensul. Nu. Lucrurile astea de suplimentare vreau să mi-o fac, mi-o faceți toții trei, în special reprezentantul Consiliului Local cu administratorul. Eu pun la dispoziție personal ca să a se ajuta, dar să-mi solicitați lucrul ăsta cu siguranță. La fel, hârtie pentru 10 de ani. Tot hârtie de... Sunt pungi de hârtie. Uitați, sunt acolo. Pungi de hârtie. Pungi asta de plastic. Dar sunt biodegradabile de-astea? Astea sunt în regulă, astea sunt foarte bune. Că sunt ele mai multicele așa. Și acolo ce avem? Caiete. Asta e pentru probabil sau matematică. Rechizite. Nu? Da. Este dictando și undeva am văzut și matematică. În perioada septembrie. Da. Iar hârtie? Hârtie? Aici mai sunt. Iar aici e în grota numărul 2. Paravide băute. Aici e alt tren. Altă pădure. Alt tren de cutii. Aici avem săpunuri. Asta nu se degradează, nu e umiditate. Deja... Ce avem aici? Săpun. O să începem să vă facem... ca să nu mai facem achiziție. Auziți, să nu mai facem achiziție noi, o să facem o solicitare către Economat, bineînțeles. Expiră în iunie asta. Acum, nu? Deci, da. Pe asta zic, că noi nu mai avem, chiar femei, doamnele de la care întrețin curățenia în primărie, spuneau că li s-a terminat stocul de detergenți. Și o să vă facem adresă să ne dați să... Și la descentralizate, unde e foc continuu, la casele de copii. Sunt ok, pentru că expiră în august. Da. Detartran, săpun de mâini și soluție de spălat geamă. Și restul cartonașe, nu? Ba nu, nu expiră, nu expiră martie. Martie, deci astea trebuie date... Da, ăsta ce e? Ce sunt? Asta e săpun lichid. Săpun lichid. Da, așa vragă sau unde se dădeau? Nu, ăla e detartrant,
într-o parte soluție de spălat geamuri. Mm-hmm. Aici este zona de papetărie din nou. Sfoară. 6.000, 3.000 acolo și 3.000 în partea asta. Sfoară. Da. Da, loc partea asta e foarte. Astea nu vor, sunt și puține, dar asta e necesar. Vedem unde în cadrul primăriei unde este nevoie, vom face comandă către dumneavoastră și ni le dați, că n-are rost să achiziționăm atâta timp cât sunt rezerve din întreagă. Cub. Ah, cub. Da. Mulți de hârtie care nu s-au văzut datorită. Și asta ce e? Sunt șervețele? Da, din acela la rolă mare. Deci aici e o chestie, domne. Și pe partea cealaltă. Trăiască întreprinderea cartonajul și... Hârtia a 3. Ia uite cât e. Aha. Tot hârtie. Dar sunt o... Ce faceți, papa? A fost livrat în august-septembrie 2019, deci nu știu nimic din altă perioadă. Scrie pe document. Din altă perioadă este totul de existătate. Sunt august și septembrie 2019. De memorie, sticuri de memorie. Da. Asta e de 128, avem și de 64. Faceți inventarul la sânge, vedem ce este, confruntați cu ce găsiți în contabilitate, vedem stocurile, vedem necesarul, cu hârtie cu siguranță, cred că trebuie să ieșim și pe piața liberă, să poate vindem, poate economatul vinde mai departe pentru a recupera niște sume de bani. Alea de aici este plină de ordine de deplasare, miruri, papetărie din asta pintată deja, a. Carnetea 5, de asta de corespondență. La ordine de deplasare? Da. Câte deplasări poți să faci, mă? Câte? Uitați aici ordinele de deplasare. Bun, e bine, domnule, dacă... Gândim că primăria va fi și după noi și după alții și va fi veșnică. Cred că au și aici, și aici tot la fel. Da. Da. Registrul intrare ieșire a 4. Ce să mai... Ce să mai zic? Și ăsta e un prim depozit, nu? Da, acesta este un depozit mare. Și mai sunt depozite. Și acolo ce se află? Acolo se află hârtie. Tot hârtie? Da. Nu mai hârtie. Tablete. Și mergem acum acolo, nu? Da. Hai să mergem, stingeți lumina. Aveți de lucru aici. A, și ăsta e tot un depozit, dar mai mic, nu? Dar mai e aerisit. Tot ce s-a dat la școli a fost plin până acum 9 luni. De la stânga la dreapta vom păstra cei mai buni pentru la final. A, da? Da, de la stânga. Începem de la tablete. Da. Da. Începem să ne mutăm în celălalt depozit. Nu, acasă e liberă. Redați la proprietar. Casă. Ca să nu mai plătiți chirie. 5.000 de euro. Ah, foarte bine. Astea sunt tabletele. Nu știți câte mai ai sunt pe stoc? La prima vedere, din ce știu eu, sunt 396 de cutii. Atâte
10 bucăți. 396, 3960. Într-o paletă în 500. Am înțeles. Și avem celebrul săpun de mâini. E pro live. E săpun de mâini, de mâini și s-a dat și s-a dat în școală pe ce astea s-a dat în școală ca dezinfectant sau ca săpun de mâini? Dezinfectant. Și avem avem confirmarea că nu e dezinfectant. Verificăm certificatul de conformitate. Corect. Corect. Tot există așa ceva. Corect. Deci avem până acum un. Și aici pe spate ce avem? Tot hârtie? Hârtie. Hârtie A4. Tot hârtie? Da. Uite două hârtie de hârtie. Cât e pe un box palet de ăsta, domnule? Într-un box palet sunt 25 de boxuri, câte 5... Auziți, mă, ați verificat în arhivele Consiliului Local Avel cumva fabrică noi de hârtie ceva? Că pot, dacă avem, se justifică atâta hârtie. Și trebuie să o vindem. Și de ce n-am vândut-o? Oricum trebuie să ieșim, domnul director, trebuie să ieșiți în următoarea perioadă și să supuneți atenție Consiliului Local că cât am vrea noi să dăm pe un an, 2, 3, 5 primăriei hârtie, dar lucrul ăsta trebuie să ieși să-l revindem. Da? Sunteți societate comercială, poate găsiți ceva, nu știu, luăm, dăm hârtie, luăm zahăr, făină, ulei, puneți la raft, la vânzare. Nu poți să-ți ia atâta cantitate și aici tare sunt combinezoale de... De protecție. De alea albe, nu? Da, da, da. Păi și ce facem? Ce fac cu ele? Nu știu ce o să facem, o să mă duc mâine, după cum știți, la ora 10 suntem la OPC cu monstre din fiecare... Astea de alea? De pentru ce sunt, de fapt? Ce... Nu sunt astea pentru doctor, pentru... Teoretic, da. Dacă vreți, părerea mea e, cred că sunt pentru zugrav. Pentru zugravi? Da. Deci, avem de protecție pentru construcție. Da. Și tot așa, dacă sunt conforme, dă-le, domne, că au nevoie în spitale, au nevoie pe undeva să începem să dăm. Noi nu avem la ce să folosim așa ceva. Aici avem din nou hârtia 3. Sunt 55 de europaleți. Aici avem din nou clor din ăsta de mâini. Dezinfectant. În altă marcă. Hârtia 3. Da. Vreo 5200 de topuri. Da. Problema va fi prețul de achiziție. Mhm. Dacă ne putem revinde, să fim la prețul pieței. Am ajuns în zona măștilor și a combinezoanelor. Aici avem... Măști sunt puține, aici. Da. Măști sunt puține, n-ai... Le știu. Astea sunt puține. Ce mai avem? Mănuși. Și aici avem un nou tip de mască. Ce mască? Nu m-aș putea înțelege limba. Și aici, din nou, un alt tip de mască.
Domnul Marea, că... A, nu, asta-s manuscrisul nostru. Domnul Marea, că sunt foarte respect de farmacie, că am 28 de lei, 30 de lei, mai bine. Da, astea cred că sunt, da. Nu, n-are cum astea să văd, nu, astea sunt clar că sunt bune. Nu. Da, nu, astea sunt calitate. Astea sunt ca lumea. Asta trebuie să fie ca număr, să nu ieșiți lipsă sau plus. Și acum ce spuneați, domnul consilier? Iar acum vom face unboxing-ul celebrelor pixuri. Da. Aici avem niște ciocolată belgeană expirată în noiembrie 2019-2020. Aici avem niște agende. 2200 de... Da, ele... Asta nu. Asta e ce... Ele pachetul cadou, ăla de 1000 de euro bucata, nu? Nu. O bucata... Cadou, da, punga. Punga, da. Nu e chiar 1000 de euro, dar... Păi 20, cu tot cu TV... Ce la... Montegrappa. Montegrappa, da. Montegrappa. În total, cu cutia de bomboane, cu tot, la factul, erau în jur la 4.700 și... A, la preț de achiziție? Nu, 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 la, cât apare prețul de cadou, la preț de achiziție, așa e, da. Pentru că prețul care nu, nu. În preț era 230 de euro. Nu, 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 deci... La pic, nu. Prețul de achiziție și factura, pun și cadou... Am făcut undeva la 40 și n-am suma exactă, dar undeva la 1000 de euro. Și atunci am împărțit 1000 de euro la... Nu știm încă, poate aflați dumneavoastră punctul de achiziție la agenda, noi nu știm cât e o agenda, dar Montegrappa, dacă spunea că e 2200, cu 2200, 4000 și fi fost și asta diferența până la... Sau e asta și cu punga. Dar o agenda la 22.000 de lei, sau cât a punga asta... Și câte mai sunt? Auziți? 179. Câte mai sunt? 179 de pachete. Eu le-am numărat. 179 ori 1000 de euro, aproximativ. Sunt 179.000 de euro, nu? Care stau și trebuiau, sau trebuiau, și de fapt ăsta e cu scopul care a fost făcut achiziția, să le dea cadou. Astea sunt cadourile pentru profesor, nu? Astea sunt ceea ce nu s-a... Păi nu, din cele 3500. Acestea sunt cele care... Din cele 3500. Au mai rămas 170... O grijă mare pe aici, că sunt șoareci. Ce sunt șoareci? Deja au început roade. Din ciocolata belgiană. Da, și din cutie. Lasă-le fie de bine. Lasă-le fie de bine. Deci... Au fost achiziționate 3500 de pachete și mai avem pe loc 179, spuneți. 179.000 de euro. La prețurile din factură, acum nu știu. Și asta? Asta este o tabletă care a fost găsită nesigilată la momentul... Tableta care a plecat către... Către școli. Vă urez succes și... O să aveți mult aici de investigat și de stat 3 luni de zile, dar vom vedea atunci. Dar eu sper că în 3 luni de zile vom avea o radiografie exactă. Iar primul raport o să-l avem acum pe 28, că v-ați făcut... Într-o săptămână avem tot. Dar nu știu, eu v-am anunțat că pe 28 este ședință de Consiliu, 28 ianuarie. În 10 zile să facem inventarier. Foarte bine, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie să bine că v-ați gândit și la economie, să dăm, să mai economisim numai 5.000 de euro cât era pe lună depozitul ăsta. 5.000 ori vreo 3 luni de zile neplătite. Ah, nu știu, bine că nu mai plătim și luna viitoare. Asta e ideea, întrerupem... contractul și tot așa. Dumneavoastră știți cum să faceți împreună rentabilizarea, reorganizarea și tot așa. Noile organigrame să fie, să bine fie bine, să nu fie rău. Da? Eu oricum vă mulțumesc și știu că aveți o... Nu ne așteptam nimeni, domn consilier, vă așteptați? Aveți ceva? Mai aveți dumneavoastră o informație, două ceva.
nu ne așteptam să găsim atâtea cartoane din 2019. Nu ne așteptam să găsim atâta hârtie. Nu ne așteptam să găsim atâta maculatură, nu ne așteptam să găsim celebrele pixuri, Montegrappa, bomboane expirate. Și bomboanele expirate din... de 1 milion de euro. Da, vom prezenta pe 28 informațiile pe care le vom fi adunat până la acel moment. Speranța noastră fiind să fie cât mai multe și cât mai clare. Da, e de dar nu ne speriem, e de sapă multă, dar împreună le scoatem și opinia publică, cetățenii sectorului 5 pot afla adevăr. Gol. Direct de la sursă. Transparență. Corect. Bine, vă mulțumesc, bună seara și ne auzim. Sănătate multă.